club. Pe mine mă cheamă Lucian Constantin. Îmi pare bine că mă aflu în seara aceasta în fața dumneavoastră. Sau pot să vă spun că cred că a voastră. Mi-am sumesc mânecile pentru că Alice ne-a invitat la acțiune și ne-a spus că ar fi bine să facem toate lucrurile acestea, indiferent, dar să pornim la drum să acționăm. Și în seara aceasta, așa cum Răzvan cu atât de multă pompă, ai spune, a spus lucrurile acelea, să știți că și eu sunt dintre cei mulți care, ca și voi, probabil, ați avut, poate, și aveți în continuare un vis, ați vrut să faceți ceva pentru voi, vă aflați într-o poziție, ați reușit să aveți pentru voi rezultate, poate sunteți, poate nu sunteți mulțumiți. Știu că fiecare dintre noi, de fapt, își dorește un pic mai mult. Chiar și cei care nu vor să recunoască. Dar toți ne dorim un pic mai mult. Pentru viața noastră, de ce? Pentru că pentru noi, dacă facem ceva în plus, cu siguranță vom reuși să facem și pentru ceilalți. Povestea foarte pe scurt pe care v-a spus-o Răzvan este perfect adevărată. Deci am încercat, am crescut într-o corporație foarte mult și am decis la un moment dat că e momentul să fac niște lucruri pentru mine. Mi-am spus, dacă pot să fac pentru oamenii aceștia niște lucruri, să am niște rezultate bune de altfel, pentru că știți foarte bine ce înseamnă să lucrezi într-o corporație și cum se lucrează cu target, cu termen, cu cifre, am zis, pot să fac lucruri și pentru mine. Și am mers mai departe pe drumul acesta, am reușit să fac lucruri pentru mine, bune, le-am crescut și am greșit. La un moment dat. Am greșit. Și ceea ce v-a spus Răzvan este perfect adevărat. După ce mi-am făcut o evaluare, am pierdut tot. E, ce se întâmplă de fapt? Ne-am spus Răzvan că aș vrea să vorbesc despre atitudine, de ce? Pentru că în tot acest răstimp, poate mulți oameni, îmi place o vorbă de-a lui Cervantes, în care spune că dacă ai pierdut averea, ai pierdut mult, destul de mult. Dacă ai pierdut un prieten foarte bun sau cineva foarte apropiat, ai pierdut și mai mult. Dacă ți-ai pierdut curajul și atitudinea, ai pierdut tot. Tot ai pierdut. Din acest punct de vedere, am zis că orice lucru s-ar întâmpla, e valabil pentru fiecare dintre noi, dacă vrem să recunoaștem sau nu, atitudinea noastră ne va ajuta întotdeauna să depășim momentele, de fapt, delicate. Pentru că atunci când ne simțim bine, avem prieteni în jurul nostru, suntem fericiți, totul merge minunat, nu avem nevoie de o atitudine. E adunarea cea bună. Am căutat în Dex ce înseamnă, de fapt, atitudine. Și am găsit următoarele lucruri. O dată, postura ta ca și corp. Deci atitudinea e postura. Al doilea, fel de a fi sau fel de a te comporta. Și am mai găsit varianta în care spune, iei atitudine, deci îți exprimi într-o variantă foarte hotărâtă, îți exprimi părerea, opinia ta. V-am desenat aici omul care are atitudine, o să vedeți imediat. Acesta este cel care are atitudine. Haideți să vă dau câteva pastile de atitudine. Le-am citit și eu și mie mi-au plăcut foarte mult. Pentru că, de fapt, în ele am regăsit câteva exemple foarte mici despre ce au făcut anumiți oameni ca să depășească, de fapt, situații din viața lor. Se spune că pe vremea marului incendiu din Chicago, în care au ars foarte multe birouri, case, absolut tot, foarte mulți antreprenori și-au pierdut business-ul. Normal, s-a întâmplat un incendiu mare, înseamnă un rău destul de mare. Ce a făcut un antreprenor? A doua zi, după ce focul s-a liniștit, și-a luat un scaunet, și-a luat o măsuță, și-a pus pe măsuța lui o mică pancardă, ghiciți ce scria pe pancarda aceea. Spune, dragii noștri clienți, noi suntem încă aici.
mâine deschidem. Gândiți-vă foarte simplu, în jur erau ruine. Erau lucruri care țineau de ce puteai să mai vezi acolo. Ce puteai să mai vezi acolo. O altă pastilă. Care iarăși mi-a plăcut foarte mult. Un antreprenor mai mic avea un magazin. Îi mergea destul de bine. Numai că știm foarte bine ce se întâmplă în jurul nostru acum. Magazinele mari, vin cei mari, încep să sufoce, da? Îl acoperă, deci nu mai poate să facă mare lucru. I-au făcut propună de cumpărare, se cumpără business-ul, nu au avut chiar să rămână aici și îmi deschid mai departe lumea de departe de treaba mea. Și ce au făcut? Au început să-l izoleze. Au construit în jurul lui tot felul de reclame, de chestiuni, marea deschidere, aici o să deschidem, o să facem, o să fim noi cei mai buni. De ce credeți că a făcut? Și-a luat și el o mică pancată și acolo unde scria marea deschidere, foarte aproape de magazinul lui, a pus o săgeată, scria, intrarea este pe aici, intrarea spre magazinul lui. Iată încă un exemplu foarte simplu, de altfel, foarte simplu, despre ce presupune, de fapt, un alt mod de a vedea lucrurile. Indiferent cât de dificilă ar putea să pară situația în care te afli. Indiferent. De aceea ține foarte mult de atitudine. Citam într-un articol, mi-a plăcut foarte mult acest lucru, spuneau că oamenii care au o atitudine potrivită, au, nu știu dacă îl pronunț corect, Schutzbach, e de fapt un cuvânt ebraic, se scrie C-H-U-Z-A-H. Care de fapt ce înseamnă? Acesta înglobează, se spune că cel care are Schutzbach are atitudinea potrivită în orice moment. Atitudinea cu care ajutorul căruia poate să depășească absolut orice provocare. V-am dat-o pur și simplu așa, nu știu cum să o explic. Dar mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Haideți să mergem un pic mai departe. De ce consider că atitudinea este extrem de importantă în viața noastră? Și de ce eu consider de fapt un prieten și nici de cum un dușman? Deci atitudinea de fapt este, atitudinea noastră este prietenul nostru, nici de cum dușmanul. Sau așa ar trebui să fie, cred, așa ar fi bine. Eu văd viața ca pe o mare bancă. Suntem toți familiarizați cu băncile. Da? Fiecare avem o relație mai mare sau mai mică cu banca. Cel mai important cont în această bancă, care este viața, este atitudinea. De ce? Ceul foarte pe scurt contribui prin felul în care mă pregătesc și răspândesc în jurul meu atitudinea mea potrivită, contribui la creșterea acestui cont. Respectiv, îmi îmbunătățesc viața. Oul îl văd de la observat, de la observat. Deci sunt atent la ceea ce se întâmplă în jurul meu ca să pot să fiu flexibil și să mă adaptez permanent la schimbările care vin către mine. E important pentru creșterea contului meu. N, l-am luat de la a negocia. Am nevoie permanent să negociez chiar dacă nu-mi place acest cuvânt sau chiar dacă partea legată de vânzări, care iarăși nu-mi place multor persoane, n-are niciun fel de importanță. Părinții, în general, dacă ar fi să vorbim de bun vânzător, ei ar trebui să fie cei mai buni vânzători pentru copiii lor. Pentru că dacă ei nu le vând atitudinea și viața creativă și efervescența, alții le vor vinde ceea ce știm că nu le face deloc bine. Iar teul, l-am luat de la temporizare, pentru că de multe ori ne ia flama, mai ales când suntem entuziaști, când avem diverse lucruri de făcut, sau poate suntem foarte furioși, foarte frustrați, și atunci e bine să nu mai gândim, lasă un pic mai moale. Temporizează un pic lucrurile ca să poți să nu te grăbești să ajungi la rezultatul care trebuie. De aceea consider că atitudinea este poate contul cel mai important pentru viața noastră. Haideți să vă mai dau o pastilă de atitudine care mi-a plăcut iarăși foarte mult. Poate ați auzit povestea directorului executiv care își putea permite criza de nervi. Haideți să vă povestesc. Un tip foarte calat pe muncă conducea o companie și
era atât de absorbită munca lui, încât ajunsese să-i fie greață când se gândea că începe următoarea zi de muncă. Pentru că în loc să vadă munca precum ceva care îi aducea un plus pentru el, companie și angajat și mai departe, o vedea ca pe o corvoadă. Și era în pragul unei crize de nervi. Și zice, domnule, zice, sunt destul de bogat, zice, îmi permit o criză de nervi, zice, și plec la sanatoriu un pic. Sau la, în sfârșit, la sanatoriu. Și a plecat și a lăsat mână de tineri, o echipă tânără, ca să gestioneze business-ul cât el este la sanatoriu. Peste ceva timp, tinerii au venit și au început să-i trimită semnale, șeful, veniți că e nevoie de noastră, că uitați, nu merg lucrurile foarte bine. El a conștientizat rolul lui acolo, dar nu mai fiind presat de ceea ce se întâmpla zi de zi, a zis că e o scurtă vacanță, oricum își mai revenise din criza de nervi, s-a întors la companie, a lucrat cu ei, a depășit momentul acela o perioadă de timp și după ce a terminat, nemai fiind crizat și văzând că e o chestie numai temporară, nu trebuie să muncească în fiecare zi, zice, acum liniștit pot să mă întorc la căderea mea nervoasă. Și s-a întors să se odihnească iarăși la sanatoriu. Iată iarăși un mod de a vedea lucrurile și care cred că ține până la urmă tot de atitudinea pe care poți să o ai față de ceea ce se întâmplă cu tine, ce se întâmplă în jurul tău, ce se întâmplă cu ceilalți. Pentru că în sine, eu ca individ, cred că avem un rol extraordinar de important, așa cum spunea și Alice un pic mai devreme legat de responsabilitate, ca noi în sine să fim ceea ce William James spunea că generația noastră are o oportunitate extraordinară, și anume care? Că oamenii și-au dat seama că schimbându-și atitudinea, își pot schimba existența. Este un lucru extraordinar de important, pe care, că vrem sau nu vrem, îl simțim în viața noastră, îl vedem în jurul nostru, ne place sau nu ne place, spunem despre oameni care îi vedem, spunem, îmi place atitudinea tipului ăsta sau tipului sau nu-mi place. Spunem lucrurile acestea. Chiar dacă nu spunem, simțim și poate prietenul nostru cel mai bun îi spune, uite ce simt despre persoana respectivă. Poate nu știu să argumentez, dar simt lucrul acesta. Am citit într-un articol că la un moment dat Oana Pelea fusese invitată să răspundă după un eveniment, să răspundă unor întrebări. Oameni care vreau să-i pună întrebări. Și una dintre întrebări a fost, care a fost prețul cel mai mare pe care l-ai plătit până acum în viață? Și ea a spus în felul următor. Prețul nu se plătește. Ești privilegiat. Deci atitudinea ei, de fapt, care era? Este exact ceea ce spunea și Alice. Ceea ce mi s-a întâmplat nu este pentru că am plătit un preț, ci pentru că a venit momentul să culeg, să mi se întâmple niște lucruri mie. Și atunci depinde foarte mult de felul în care primesc această informație și ce se întâmplă de fapt cu mine. În acest sens, poate am fost un pic cam prea direct cu anumite lucruri, dar ceea ce vreau să spun este că ne aflăm în situația în care cu toții avem posibilitatea să influențăm mediul înconjurător, deci ceea ce se întâmplă cu noi și cu mediul, avem posibilitatea să ne motivăm și să-i motivăm pe alții să devină mai buni, ca și, indiferent ce poziție are, angajat, patron, întreprinzător, părinte, soț, soție, și asta nu putem face decât schimbând atitudinea și transformând, de fapt, atitudinea într-un obicei de gândire. Deci vă invit foarte mult, dacă aveți două picioare, să alergați,
dacă aveți numai unul, să țopăiți și dacă n-aveți deloc, să zburați. Mulțumesc! Mulțumesc de mult cum te-ai introdus în întreg eveniment. Ai vorbit de mine, ai vorbit de Alisa, ai vorbit de tot ce s-a întâmplat. Erai aici cu noi prezent. Mi se pare că atunci când un speaker vorbește și introduce în speech-ul lui lucrurile din ziua aceea, din evenimentul ăla, e o formă de respect față de public, față de restul speakerilor și o formă de sunt aici prezent cu voi, nu vin să vă citesc o poezie pe care am învățat acasă. Și mi-a făcut mult de tot. De asemenea, îmi place extrem de mult figura aia pe care ai desenat-o și am mai desenat-o și cu alte ocazii. Foarte repede, foarte ușor transmite mesajul, cheia atitudine. Deci, mai trebuie să fie pozitivă sau cea care zâmbetul până la urechi, mulețoara și mai are și trei file de păr, deci spectaculos desenul ăla. Ai avut pastile de atitudine, ai introdus foarte bine lucruri care te-au motivat, te-au inspirat și le-ai spus și ai tras niște concurs cu pene. Mi-au plăcut. Sunt cel mai de mini povestiri pe care se merită folosite. Ce ai putea îmbunătăți? Și o să încerc cumva cu acele pastile. Din punctul meu de vedere, nu mai avea sens contul. Erau ori pastile de atitudine, ori contul. S-au suprapus niște lucruri și dacă am pierdut direcția. Și, într-adevăr, structura a fost un pic greu de urmărit. Și vorbeam de voci. În momentul în care spui niște pastile de atitudine, treci la un acronim, mai spui ceva, mă întreb în mintea mea ce vrea, unde vrea să meargă, ce se întâmplă și nu mai state la tine, state la întrebările pe care mi le adresez. Mai lucrurile sunt clare și ușor de urmărit, nu mai apare acele întrebări și te urmăresc. Un alt lucru care ar fi bine să învățățești și te-ar ajuta și pe majoritatea speakerilor i-ar ajuta. Avem tendința de a ne subevalua, de a ne vinde mai ieftin decât merităm, probabil. Nu știu cum să o explic altfel. Asta a fost un termen care am folosit la un moment dat, cred că chiar la cuvântul de care am rămas ca Ștefan. Și de multe ori mai vreau niște lucruri de genul ăsta, așa cred eu, asta e părerea mea. Fii sigur, fii convins, e explicația ta și atât. Genul ăsta de lucruri care le mai adaugi după să-ți scadă impactul, nu au un efect catastrofal, au distrus speech-ul, dar îți scad impactul, știi? Că tu ai spus ceva fain și face atunci nu e așa de deștept pe cât pare ideea asta. E o idee bună, dar hai să nu credem că e genial. Asta să evaluăm noi, știi? Genialitatea ei. Iar lucrul care mi se pare că te-a ajutat cel mai bine, are două fațete. Pe de o parte, o experiență personală este minunată. Te ajută să te conectezi cu publicul, te deschizi în fața publicului, oamenii se regăsesc în experiența ta, e minunată. Pe de altă parte, experiențele noastre personale sunt ale noastre și avem tendința să fim în ochi, poate privirea în jos sau în sus și lipsa implicării publicului, e povestea mea. Și te simți ca la un film. Din punctul meu de vedere, un speech ar trebui să fie o experiență comună și ar trebui să fie filmul nostru, povestea noastră. Și din când în când puteai să mai introduci cumva publicul, cu angajare sigură și mai aveai nevoie să mai ridice mâna. Deci, de exemplu, la tine în momentul în care erai jos, poți să întrebi ceva de genul: ați fost vreodată jos și simțeați că nu mai aveați puterea să vă ridicați sau că nu se mai merită să vă mai ridicați. Și o mică pauză. Și din când în când să mai arunci și spre public niște lucruri, să fie povestea noastră. A fost povestea ta. Și asta crește foarte mult impactul, fiindcă deja nu mai e o chestie, poate mă regăsesc cu povestea ta, mă inviți în povestea ta. Sunt acolo cu tine. Și asta cred că te-ar îmbunătăți în speech-ul tău. Mulțumim!